domnul ambasador, dacă nu sunt, prezint scuze. Domnule președinte al Asociației Artiștilor Fotografiei în România, distinsă audiență, am chiar o deosebită plăcere să vă urez numai bine ați venit la Banca Națională, dar să vă urez și bine ați venit și să vă simțiți bine în seara asta la un dublu eveniment dedicat artei în general și artei fotografice în particular și unuia dintre iluștrii pionieri, Pop de Salmari. Am primit cu domnul ministru și cu domnul președinte, la întrebat dacă dânsul a fost membru UDMR, adică Salmari, dacă a fost. Și în orice caz a fost un personaj extrem de celebru în, să spunem, în țările române, în Principate. Încep printr-o mărturisire. Bineînțeles că știam portretul lui Cuza, dar în cartea noastră de istorie, de sub portretul lui Cuza, scria Salmari. Și a trebuit să aflu cine era. Cele două elemente sunt ambele legate de această personalitate a culturii și artei românești. Pentru că s-a legat de Valahia, de Moldova și de Principatele Române, că a vrut, că n-a vrut, că a avut alte motivații pentru care a trecut Carpații, nu mai contează, aceasta este realitatea. A făcut artă și a făcut istorie în România. Și de aceea, noi la Banca Națională ne-am gândit să facem o emisiune numismatică, dedicată lui, și acesta este primul eveniment. Și apoi am avut această bună colaborare cu Asociația Fotografilor, nu? Artiștilor Fotografi în România și avem și acest simpozion dedicat tot acestei personalități. Dați-mi voie să vă spun două cuvinte despre primul eveniment. E vorba de emisiunea noastră, a Băncii Centrale, cu ocazia bicentenarului nașterii artistului plastic și fotografului Carol Pop-de-Salmari. Pe 27 februarie veți găsi că este data emisiunii, dar astăzi am bucuria să anunț public și să lans public această emisiune. Moneda este o piesă din argint, film în greutate de unce, așa cum am mai făcut și altele, vedeți în proiecție, puteți să o vedeți și în această mică vitrină. Diametrul 37 de milimetri. Pe avers a fost reprezentat un instantan în București în fotografia de Carol Pop-de-Salmari, în care se pot recunoaște Universitatea și Palatul Șuțu, așa cum arătau ele în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Această fotografie a fost suprapusă peste elementele diafragmei unei camere foto, cum este și usanța. Pe avers se mai regăsesc tema României, valoarea nominală de 10 lei, anul emisiunii 2012 și inscripția în Alte Cerc, România. Pe revers se poate vedea portretul lui Carol Pop-de-Salmari, semnătura acestuia, o compoziție formată din trei pensule, suprapuse peste o paletă de pictură care sugerează cea de-a doua, mai degrabă, în ordine cronologică, prima dintre preocupările, dânsului. Înainte de a fi fotograf, dânsul a fost un foarte bun pictor grafician. Apoi, pe revers, în trecuții ani, în care a trăit Salmari, 1812-1887, cam acesta este designul monedei, realizat de la Banca Națională și executată de monetăria statului. Închei spunând că este o monedă frumoasă. Deci puteți să o cumpărați în clădirea de vis-a-vis. Sucursala Băncii Naționale a pus-o deja, ca și sucursalurile din țară au pus-o deja în vânzare. Despre al doilea element, acest simpozion, el este
ilustrat printr-o expoziție de fotografii, cred că le-ați văzut. Fotografii originale, dar prelucrate electronic. E o întreagă istorie acolo și o bucurie să vezi aceste fotografii. Am găzuit-o cu plăcere în polul de intrare în acest palat nou, îi spunem noi, al Băncii Naționale, un fel de orbi care tot vechi și el, clădirea a început în anii 30, s-a terminat în anii 40. Dar spre deosebire de celălalt palat, într-adevăr, această clădire este relativ nouă. La cocktailul care urmează, probabil că veți vizita și palatul vechi, intenția noastră și discuția pe care am avut-o cu co-organizatorii este să păstrăm această expoziție pe întreg parcursul acestui an. Probabil o vom muta în Muzeul Băncii din Palatul Vechi. Despre el eu nu aș vorbi foarte mult, pentru că văd aici un panel bine echipat. Nu vreau să concurez cu dânsii. Dar mi-am scos câteva elemente, mi se pare interesante. Le spun mai degrabă din pasiune, neapărat din dorința de a veni cu noută, sunt sigur că dumneavoastră le știți. El s-a născut în 1812 la Cluj și apoi a deprins meșteșugul picturii la Sibiu și la Viena. A călătorit foarte mult. A călătorit și în Europa, dar și în Orientul apropiat. A pictat peisaje, a imortalizat chipurile autohtonilor. Un interes deosebit l-a manifestat pentru țările române, unde a ajuns pentru prima dată în 1837. Și de la el, pentru că era fascinat de frumusețea portului popular și de frumusețea locurilor, avem picturii celebre, multe dintre ele, fără nicio legătură cu acest seminar, le avem pe Polurile Băncii Naționale, pentru că ilustrează Bucureștiul pre-francesc, ca să spun. Bucureștiul acela care s-a schimbat în 50 de ani trecut de la un oraș oriental, prin profiliera, să spunem, de câteva decenii rusească, s-a devenit într-o jumătate de secol un oraș franțuzit, cel puțin dacă nu francez, și apoi denumit mai în ironie, mai în adevăr, L'Optique Paris. A fost apreciat de domnitorii munteni Alexandru dintre Chica și Barbu Știrbei. Ambii au comandat lucrări, a devenit un fel de pictor de casă. S-a stabilit în București în 1843. Probabil că a iubit locurile, a iubit lumea de aici, nu? Sau i-au mai plăcut și altceva, dar e bine că a rămas la București. A trăit până la sfârșitul vieții, în 1887, în București. Era un bărbat agreabil, elegant. Se scria fluent în câteva linii de circulație europeană și a devenit o prezență constantă la Palatul Domnitorilor și în cercurile înalte ale Bucureștiului din acea vreme. Apoi a rămas și pe vremea lui Cuza. De la el avem fotografia lui Cuza și fotografia doamnei Elena și la Carol. Prima fotografie de a lui Samari datează din 1848. Din acest moment, documentaristul preocupat să surprinde clipa se va dedica acestea pe noi, va lăsa ușor, ușor pictura și va deveni faimos în întreaga Europa, cum am spus. El a fost pictorul și fotograf oficial al Unirii, al lui Alexandru Ioan Cuza și al lui regelui Carol I. Fotograful Războiului de Independență și apoi al proclamării Regatului României. Mai este ceva de spus despre acest om, această personalitate, un lucru remarcabil. Știți că cam la mijlocul veacului celălalt, nu, la 1850, am izmânit un nou război turco-rus. El a fost, de fapt, primul corespondent și fotograf de război, în sensul modern al cuvântului.
Mai ales când s-a declanșat ceea ce a dus ulterior la războiul Crimeei, una din șansele pe care aceste principatele au avut și care au contribuit la realizarea Unirii, San Maria a părăsit atelierul din București, a plecat la Dunăre să se documenteze în teatru de război de la Oltenița și Silistra. În acest fel a devenit primul fotoreporter de război din lume. Este într-adevăr un pionier în materie, a fotografiat întăriturile, tranșele, taberele ambelor părți beligerante, a alcătuit apoi un album de 200 de fotografii, în care, pe lângă imaginea ale teatrului de război, erau prezentate portretele unor comandați ruși turci și ale unor soldați din diferite arme ale ambelor tabere. Acest adevărat album, 200 de fotografii, a fost prezentat 2 ani mai târziu, sau un an mai târziu, în 1855, la Expoziția Universală de la Paris, și a fost una din atracțiile manifestării în medalia de organizatori și elogia de presa vremii. De asemenea, albumul a fost trimis la câteva curți domnitoare europene, autorului fiind răsplătit cu audiențe private și importante, distinții la Paris, Viena, Londra, în regatul Württemberg și în alte locuri ale Europei. Fotografiile lui San Marie fascinează și astăzi și ne convingem ușor când ieșim din această sală, cu toate că trecut un secol, mai mult de un secol distanță de la realizarea lor. Datorită artei sale, știm astăzi cum arătau Alexandru Ioan Cuza, doamna Elena, principele Carol I, principesa Elena, dar avem, și ați remarcat probabil, și alte personalități ale vieții culturale, politice sau militare, oamenii români care au pus stat în bazele acestui stat modern, numit România. Citesc câțiva fotografiile lui San Marie. Ioan Emanuel Florescu, el este considerat reformatorul și fondatorul armatei române. Știți, într-un fel, că istoricul Florescu, cel care a scris În căutarea lui Dracula, cel cu 3 băieți, este să trage din aceeași familie și, printre altele, dânsii pretin că, la rândul lor, se trag din Vlad Țepeș. Constantin Arose, pașortistul și jurnalistul și omul politic de marcă, cel cu care a lucrat Carada. Întâmplător sau nu, Carada nu s-a lăsat fotografia de San Marie. Este una din puținele personalități pe care San Marie n-a fotografiat-o, cel puțin nu știu să există o fotografie a lui Carada. Nicolae Crețulescu, premiutor prim-ministru. Carol Davila, doctorul care și-a legat numele de începuturile medicinii românești. Costache Negri, scriitor și om politic. Dimitrie Bolintineanu, poet patrios și om politic. Și mulți alții apar în fotografiile lui San Marie. Mă opresc aici. Vă cer scuze că v-am răpit timpul și am dus să-mi desfășor în casa dumneavoastră câteva din cunoștințele mele despre San Marie. Dar mi s-a părut că este într-adevăr un personaj extrem de interesant. Vă mulțumesc că ați venit.